Suport DTS, sonorizare DTS, accelerometru, senzor de proximitate, giroscop, busolă și senzor de luminozitate. Bateria este o unitate litiu polimer de 2050 de mAh, care folosește tehnologie SDI, ceea ce înseamnă capacitate cam cu 30% mai mare decât modelele rivale. Pe hârtie, bateria asigură 11 ore de convorbiri, 8 ore de playback video sau 200 de ore de standby, iar încărcătorul care vine la pachet cu acest telefon este unul de 5V și 1000 mAh. La testul nostru, care implică playback video HD în buclă cu Wi-Fi pornit și luminozitate la 50%, am atins 5 ore și 29 de minute, ceea ce este foarte ok pentru o talie de puțin peste 5 mm. Nu este rău pentru grosime, luăm în calcul și faptul că HTC One, cel din 2013, la ultima mea verificare, atingea la fel, iar Nexus 5 atingea acum fix un an 4 ore și jumătate de playback, deci aș spune că stăm chiar binișor. Încărcarea bateriei se realizează în 2 ore și 15 minute. În zona de setări o să găsim și o opțiune Power Saving, una mai limitată decât ne așteptăm, dar bună și ea. Battery și CPU Power Saving Mode în zona superioară, care limitează performanța maximă a procesorului pentru a economisi viața bateriei și a scădea temperatura acestui terminal. În zona Quick Settings avem și aici o opțiune Quick Power Saving semnalată de un mic fulger și apoi avem și o aplicație numită System Manager, care la rândul său aduce un Power Optimizer. Aplicația este preinstalată de AllView, avem și o estimare a duratei de funcționare, avem modalitatea de activare a acestui mod Power Saving, procentajul ales, apoi ce face mai precis Power Saving-ul, dezactivând Wi-Fi, Bluetooth, date, GPS, sincronizare, scăzând luminozitate și timeout-ul, plus un mod special nocturn. Deci, cam atât despre Power Saving sub forma unei aplicații preinstalate de către AllView. Concluzia este că bateria este ok, dar doar dacă luăm în calcul grosimea display frontale. Ne mișcăm rapid prin meniuri oferite de AllView, setări legate de desktop, inclusiv o grămadă de efecte de treceri între home screen-uri